alte priveliște. Acolo unde vă arăt eu e Frasinul. Se vede Frasinul. Intrare că ieșire de molid aici. Facem mult că vii și vezi peisajul ăsta. Uitați și voi. Ce să vă zic mai mult de atât? Ce platou frumos aici, unde am ajuns și încă mai avem de urcat, ține încărarea. Prea frumos aici. Am urcat sus de tot. Frumos stare aici. Și încă mai avem de urcat. Dificil în urcare, eu aud în pădure, trebuie să fii atent pe ce calci, că sunt foarte multe crengi de copac jos date la pământ, s-o decalcați pe ele cam greu, poți pica, te lovești, dar încercăm. Da, și soarele, hai să încerc să vă arăt un pic din traseu și dumneavoastră. Acum coborâm, destul de greu. Da, aici noi cam pădurile noastre, unde avem terenul așa întins. Aici te bagi între copaci, destul de dificil. Și mult de urcat. Asta e. Nu? Uite de aia sănătoși și buni. Da. Aici trebuie să mai fie, uite, un puiuț. Așa se fac aici pe la poalele lor.
frumos așa, nu? Trebuie să fiu atent aici cu ei. Ce vorbești? Prea frumos. Nu pot să nu văd peisajul de aici. Adevărul că e destul de greu, de dificil. Am găfuit, nu fiu până aici să zic, recunosc. Nu am nicio chiar condiția fizică necesară. Dar dacă vine vreo două, trei ori pe traseu ăsta, te obișnuiești. Merită, cel puțin pentru peisajul ăsta. Deci pentru aerul ăsta acolo de aici merită să vin. Prea frumos, adevărul e. Aici am dat de unul frumos. Nu treci pe aia. Frumos crescut. Ce-a crescut, uite-l cât e. Prea frumos. Frumos. Ați găsit ceva? Frumos, nu? Uite cum l-am găsit la rădăcină, uite-l cât e de sănătos. Uite-l. Uite-l. Uite-l cât e de sănătos. Uite-l. De bun. Încă se fac ribe. Am, nu l-am băgat în seamă. Am zis că doar de așa, unul din noroc. Dar uite că ei mai sunt. Uite.
frumos, nu? Încă se mai fac. Să caut bine zona să văd și creasta cocoșului pe aici. Să caut zona asta un pic, posibil să mai dau de ei. Superb locul ăsta. Superb, superb, superb. Superb. Frumos, tot ceea ce trebuie. A, uitați ce frumos încep să iasă. Unul aici. O suce. Și mergem pe linia asta. Și uite-l și pe frățiorul lui. O să fim atenți aici, că sigur nu mai găsim. Că au ieșit. Frumos. Adevărul că natura ne surprinde mereu, nu? Ce spuneți? Frumos. Tiruri de păsările, aer curat. Nu mai. Ce îți poți dori mai mult de atât? Trebuie să protejezi natura. Băi, să vezi și unul ăsta, pe frățiori. Ia uitați. Nu? Ce spuneți? Și aici vor să iasă săracele, după cum v-am spus. Apa e împiedică. Uite cum se usucă de mic. Asta e bun, în schimb. Dar uitați deja, îl mănâncă viermi. Asta l-am mâncat. Uite cum stă. Dacă ar avea apă, s-ar face mult mai mult. Asta e frumos. Dar o să fiu atent aici, pe bucata asta, că aici cu siguranță mă găsesc. Mai găsim câte un... Asta e frumosel, e frumosul, e frumosul. Uite-le, la mușchiuleț ăsta a avut apă aici, crescut bine. Deja pe linia asta trebuie să mai fie, numai că trebuie să-i caut așa ușor. Atent, da.